Bună ziua, sunt Mihai Rus de la Stuparu.ro. Astăzi este 30 decembrie 2019, suntem la un pas de a trece în anul 2020 și vreau să urmărim împreună ce s-a întâmplat cu cântarul de la mine din Stupină, cântarul de control în luna decembrie. Pentru a vedea și dumneavoastră de acasă, din birourile dumneavoastră asta, puteți merge la noi pe site la categoria monitorizare BeWatch. Alegeți cântarul Basic, BeWatch Basic, pe care l-am eu instalat în Stupină și aici am trecut în descriere link-ul, userul și parola pe care o folosesc eu și astfel puteți intra să vedeți mie graficele. Facem în felul următor, am dat click pe link, mă duce la partea de logare, în primul rând schimbă limba română. Userul este stuparul și parola am copiat-o și acum îi dau un paste. Bun, va deschide ultima zi înregistrată. Ultima zi, ținând cont că astăzi este 30, începe undeva la ora 8 în 28 și se termină la ora 8 seara în 29. Pentru a face rapid o diferență de greutate între aceste două ore în zilele diferite, apăsăm această mică iconiță și, surpriză, văd că am un aport de, aici ar veni, 50 de grame. Acum, de obicei, iarna când apare așa aport, înseamnă că s-a acumulat ceva umiditate pe stup, în sensul a fost o ploaie, ori poate chiar un pic de lapoviță sau ninsoare. Pentru a verifica asta, putem merge să adăugăm temperatura și umiditatea în grafic. Așa, să adăug și umiditatea. Și dacă ne uităm aici spre finalul zilei, temperatura era deja 0 grade, un pic mai puțin, 0,1 cu minus, iar umiditatea e 94. Când avem umidități din acestea mari, înseamnă că de obicei sunt precipitații. Astfel s-ar putea să fi fost un pic de apă care a ajuns pe capac și a rămas acolo sau poate chiar din soare și de aceea îmi dă un pic de plus, nu e minus în această zi. Dar ca să vă puteți face o imagine completă, mai bună, puteți vedea pe ultima săptămână, de exemplu, ce s-a întâmplat. Hai să scoatem deocamdată temperatura și umiditatea ca să avem un grafic mai frumos doar în greutate. Așa. Și dacă apăsăm iarăși iconița cu balanța, ne dă diferența. Diferența e 190 de grame de această dată. Cam atât au consumat albinele. Și acum să vedem și pe lună, aici se vede clar că în decembrie am avut o scădere destul de importantă în greutate. Ia să vedem cam cât era. 1 kg 120 de grame, deci atât au consumat. E vorba de una dintre familiile restartate care e pusă peste cântar, e iernată pe 6 rame. În noiembrie mai avea, cred că, puiet. N-am mai verificat de atunci. Și acum să vedem un pic cum a fost vremea, temperatură și umiditate. La început de decembrie, vremea a fost călduță, aveam niște maxime, să zic, în timpul zilei de 5-6 grade. Dar pe urmă s-a răcit un pic și am început noaptea să avem chiar minus, 2,5 cu minus, 4,9, 2,2 cu minus, așa, câteva zile mai calde, vreo două, cred că urmează și o zi rece, iar apoi de la mijlocul decembrie încolo, vremea a fost călduță, observați că avem până la un 9,6 maximă ziua, 10 grade chiar. Hai să vedem aici unde e maximul de temperatură. Aici am avut maxim în 17 decembrie 16,4 grade. Dacă doriți să dați o estimare
legată de zborul de curățire, dacă s-a făcut sau nu, ne putem da seama că a fost soare când e o temperatură mare și umiditatea e mică, ceea ce înseamnă că a ieșit soarele și a evaporat din apa care era în jurul senzorilor și umiditatea din aer efectiv a scăzut. Puteți să vă dați seama dacă ați avut sau nu zbor de curățire în stupină, fără a fi neapărat acolo. Haideți să încercăm să ne uităm un pic și mai în amănunt la asta. Deci hai să luăm un grafic între 16 și 18 decembrie. Așa. 16 a 12-a. Și 18 a 12-a și vreau să văd un pic dacă se observă ceva legat de greutate în acea fereastră de căldură. Vă uitați un pic, greutatea e 29,60, 29 kg și 680 de grame. Scade brusc, uitați, de la ora 12 avem 29 de kg și 770 de grame. La ora 1 avem 680 de grame. La ora 2 avem deja 630. La orele 15 avem 600 și 10 grame și chiar încă mai scade 580 și acum ar trebui să înceapă să crească. Deci, acum nu se observă pe grafic, fiindcă e și temperatura și umiditatea, dar dacă le scoatem și rămâne doar greutatea, o să observați aici această gaură în grafic, această curbă, care efectiv arată albinele care au început să iasă, au ieșit mai masiv și pe urmă au început să intre brusc cum s-a lăsat temperatura. Deci astfel puteți să spuneți clar, uite, am avut zbor de curățire la stupul cu cântar, iar dacă stupii sunt așezați în proximitate, probabil chiar la toată stupina. Bun, cam astfel de lucru puteți viziona de acasă, în stupină, fără să vă deplasați. Ia să vedem un pic ce se mai întâmplă cu temperatura la noi în ultima vreme. Și să schimbăm pe... Aici mi-a rămas data. Lăsăm 29. Așa, observați, începe să scadă iarăși temperatura la noi. Avem undeva sub 0 grade un pic noaptea și deja începe să avem și minus 1 grad. E temperatura în răcire. Bun, sper să aveți parte de iernie, cât de o iarnă cât mai ușoară în România și să treceți cu bine toată stupina. Mulțumim că ne-ați urmărit în 2019 și că ați fost alături de noi. Acum, la trecerea în următorul an, vă doresc tuturor multă sănătate în primul rând, bucurie alături de familie, de prieteni, de parteneri și multe împliniri. Și dacă se poate, chiar și în domeniul apicol, de ce nu? Numai bine și nu uitați tuparul.ro înțelege pasiunea și afacerea dumneavoastră. La mulți ani!